Am gândit să vă propun ceva de făcut creativ în perioada aceasta în care mie nu-mi place să spun că suntem închiși în casă, în care alegem, pentru binele nostru și a celor dragi, să ieșim un pic din rutina pe care o aveam înainte și să facem alte lucruri care ne pot bucura, să descoperim că poate avem, eu știu, talente ascunse, să gătim, să citim. Eu vreau să vă propun astăzi să facem un portret, pentru că m-am gândit că sunt foarte mulți oameni care își aniversează ziua de naștere acum, sau, nu știu, copii care își fac în cerc restrâns ziua de naștere, și atunci ce cadou mai frumos ar putea fi decât să încercăm măcar să le facem un portret. Știu că sună complicat, dar dacă respectăm câteva reguli de măsurători, de proporții, eu cred că putem reuși. Începem cu ceva foarte simplu, da? Orice suprafață are un ax, da? Deci vom desena, nu vă trebuie linie, vom desena un ax, da? Și în acest ax o să facem un cerc. Încercați să-l faceți din mână, da? Sau, nu știu, eventual vă puteți ajuta de o farfurie dacă nu vă iese. Dar, repet, acestea sunt părțile de construcție, după aceea veți hașura. Deci linia nu trebuie să fie perfecte, da? Deci din mână vom face un cerc. Bun. Avem un cerc. Încercăm să lăsăm, deci să nu ne ducem cu cercul până în marginile tabloului, să mai avem câțiva centimetri, astfel încât să avem o proporție între plin, plinul fiind portretul, și gol, adică fundalul portretului, da? Bun. Aici vom face un pătrat. Da? Nu voi folosi un marker foarte închis, pentru că acestea sunt linii de construcție și linii de construcție trebuie să fie un pic mai deschise, pentru că noi vom hașura, acestea la sfârșit vor fi acoperite de liniile finale, de tușele finale, da? Bun, avem acest pătrat pe care îl vom împărți la jumătate, da? Deci recapitulăm, avem un cerc, da? Avem axul, dăm mijlocul acestui cerc și automat al pătratului și din acest pătrat avem așa, avem secțiunea 1, uite, o să fac aici lângă, așa, ca să se înțeleagă, da? Deci avem secțiunea 1, da? Și 2. Vom mai lua încă, deci această, uite, măsurăm, ne vom folosi de un creion ca să măsurăm, n-aveți nevoie de linie, da? Deci când facem un portret artistic nu trebuie să măsurăm la milimetru. Deci avem cercul, avem pătratul, prima jumătate, a doua jumătate și măsurăm, uite așa se măsoară, da? Măsurăm cât avem. Deci nu ne interesează centimetri, ne interesează de fapt cât, ce lungime, suprafața, da? Avem 1, 2 și încă un, uite, aici îl avem pe al treilea, da? Bun. De ce e importantă? Și acesta este 3, da? Ele sunt egale. 1, 2, 3. Bun. Știți ce reprezintă linia asta de fapt? Acesta este bărbia. Aici mi se termină mie, de fapt, capul. Da? Bun. Și venim din acest, unim acest punct, punctul acesta, îl unim cu acesta, da? Ca să obținem forma feței. Da? O să trecem la ceva mai... O să se vadă un pic mai bine. Da? Bun. Acestea se unesc așa, pentru că aici este lateralul craniului, da? Și ne vom gândi dacă facem un portret de bărbat sau de femeie. Ca să fie un pic mai ofertant, eu aș face un portret de femeie. Da? Liniile acestea le vom definitiva după, da? Bun. Prima linie, deci cea de aici, da, care corespundea primului segment, este linia părului. Deci aici de aici începe părul. Da? Deci, de fapt, chipul meu are 3 segmente egale. 1, 2, aici mi se termină nasul și bărbia. Da? Zona aceasta este mediana sprâncenelor, da? În partea aceasta.
Deci aici vor fi sprâncenele. Segmentul acesta va fi împărțit în 5, da? Deci avem așa. Avem 1, 2, 3, 4, 5, da? De ce în 5? Pentru că între ochi mai avem încă un ochi. Deci avem, ca să nu mai numerotez, da? 1, spațiu, ochiul, spațiu, ochiul, încă un spațiu, da? Deci aici linia aceasta, deci aici va veni sprânceana și în zona aceasta, aici, avem ochi. Da? Cât ține acest segment. Și partea aceasta de aici reprezintă zona aceasta de aici, da? Bun. Acum vom uni. Deci aici sunt sprâncenele. Da? Le facem aproximativ. Și acum ne interesează doar liniile acestea de construcție. Vom uni aceste linii ușor și asta ne va da partea de nas. Partea de jos a nasului. Da? Deci este foarte simplu. Până aici nu ne trebuie talent. E vorba pur și simplu de proporții. Da? De fapt, asemănarea derivă tocmai din aceste proporții. Și anume, dacă să zicem, sunt anumite persoane care au, deci în mod normal, partea aceasta de aici cu partea aceasta de aici, până aici, până aici, sunt trei segmente egale. Dar sunt persoane care au nasul, să zicem, mai mare și atunci segmentul ăsta este puțin mai mare. Sau zona aceasta este mai pronunțată. De multe ori, linia mediană a gurii nu este fix la mijloc. Și atunci, asemănarea cuiva derivă tocmai din abaterea de la proporțiile standard. Și atunci noi trebuie să ne uităm. Poate proporția cuiva este proporția frunții, să zicem cuiva, fruntea mai înaltă. Da? Și atunci linia aceasta a părului este un pic mai sus. Alții au fruntea mai îngustă și atunci ne uităm cu cât. Și măsurând toate aceste lucruri, asta dă, de fapt, partea aceea de asemănare pe care toți o caută la un portret. Brâncuș spunea că frumusețea constă în proporții. Frumusețea stă în proporții. Și la asta se referea, că până la urmă toate lucrurile sunt frumoase dacă te apleci asupra lor cu dragoste și dacă încerci să le înțelegi, dacă încerci să pătrunzi dincolo de partea aceea vizibilă. Noi acum o să facem ce ține de partea vizibilă și după ce o să exersați, o să ajungeți să faceți și luminița aceea din ochi, care dă, de fapt, personalitate. Da? Dar acum ne întoarcem la zona de construcție. Bun, revenim. Deci aici avem ochii. Nasul și aici se termină nasul și gura nu este la jumătatea acestei distanțe. Deși, repet, sunt persoane și persoane, dar deci linia dintre, da, linia mediană a gurii este, de fapt, dacă vă amintiți, cercul nostru de la început, da? Acestea sunt buzele și iarăși aici ne uităm la proporții cât de subțiri, cât de groase, da? Sub mai avem un spațiu care este zona aceasta de subărbie și bărbia, da? Deci până aici este relativ simplu, nu mi se pare foarte complicat, da? Bun. O să facem și proporția cu gâtul. Da? Deci, la început, vă rezumați în a face lucruri foarte, foarte simple, geometrice. Foarte important în momentul în care faceți un portret. Trebuie să înțelegeți că orice, până la urmă, chipul, da, este o formă. Deci, avem partea frontală și laterală, da? Deci, întotdeauna, planul acesta de aici, mi-este mai în față decât lateralul, decât zona aceasta de aici. Și aceasta va fi în umbră, depinde de unde bate lumina. Deci noi întotdeauna trebuie să, în momentul în care desenăm, trebuie să privim lucrurile ca pe un volum. Deci trebuie să privim acest portret ca pe o cutie de chibrituri, dacă vreți. Deci avem o zonă frontală și lateralele. De ce e important să înțelegem lucrul ăsta? Pentru că atunci când vrem să dăm volum unei imagini, ea trebuie să aibă frontal și lateral. Da? Așa cum e un portret până la urmă. Uitați-vă la chip. În funcție de cum bate lumina și de unde vine lumina, să presupunem, da? Eu am zona frontală, deci
partea aceasta de obraz se află pe zona frontală, fruntea, partea asta, da? Dar ne uităm la nas, nasul e un volum. Avem frontal, avem lateral, da? Chipul, avem lateral, avem frontal. Dacă lumina îmi bate de aici, da? Care o să fie cea mai luminată parte? Cea de aici, da? Și cea de aici. Și umbra va fi automat pe partea aceasta, nu? Și pe partea aceasta. Deci tot ce privim în natură trebuie să privim așa. Și o sferă, până la urmă, are o parte luminată și o parte de umbră în partea cealaltă, da? În zona cealaltă. Și atunci și un portret capătă volum și tridimensionalitate în funcție de unde bate lumina și în funcție de puterea noastră de a înțelege că este un volum, nu este ceva bidimensional. Deci ca un portret să aibă viață, cum îi spunem, trebuie să-l scoatem din zona de bidimensional. Să ne întoarcem la construcție. Bun. Aici vom face așa o linie mediană, da? Care este de fapt zona aceasta. Deci deocamdată nu ne preocupăm de detaliile, de expresie foarte mult, deocamdată construim, da? Deci deocamdată niște linii foarte simple. Așa, unde poziționăm urechile? Urechile sunt poziționate, vă aduceți aminte de segmentul 2? Da? Deci avem segmentul 1, segmentul 2. De sub linia inferioară a nasului, linia mediană a sprâncenelor. Da? Asta este standard. Acum, evident că există urechi mai mici, urechi mai mari, urechi mai lipite de partea laterală sau, din contră, aduse în planul frontal. Bun, acum, ochii. Deci până aici, mie mi se pare relativ simplu de făcut și de urmărit toată partea aceasta de construcție, da? Acum, ochii sunt o sferă. De ce am făcut forma aceasta rotundă? Ca să înțelegeți că ochiul, de fapt, este un alt volum care se desprinde de pe zona aceasta frontală a obrajilor, da? Și acum o să încercăm să-i facem partea de ploapă. Nu ne concentrăm foarte mult acum asupra detaliilor, trebuie să facem partea de construcție. Acum iarăși trebuie să ne uităm, există ochi migdalați. Linia aceasta uneori este mai, da, dacă sunt migdalați, nu este perfect dreaptă, deci lăcrimarul este mai jos decât partea de ploapă. Deci depinde cum are persoana respectivă ochi, da? Sprâncean, avem partea de ploapă și sprâncenele au și ele un arc, da? Aici vine arcada și ea, la rândul ei, are o zonă laterală și o zonă, da? Deci partea asta de aici este mai în față decât lateral, da? Așa, ca să ne fie relativ simplu să desenăm nasul, să începem așa. Deci avem o zonă din asta aici, apoi partea dreaptă, ce ține de frontal, apoi avem încă un trapez, nările. Da? Deci eu am făcut totul ca o schelărie, foarte geometric, ca să puteți reproduce și voi. Iarăși, trebuie să ne uităm, de cele mai multe ori, partea de buza superioară este mai mică decât buza inferioară. Da? Acum, dacă vrem să o facem zâmbind, să nu uităm de linia cercului nostru. De cele mai multe ori, sprânceana se unește, deci dacă ducem o linie, aici este nasul, dacă ducem o linie de aici aici, ne derivă sprânceana, da? Deci cam asta ar fi. Bun, revenind la gură. Avem zona aceasta. Zona de sub, care este umbrită și acesta este un volum.
aici arată ca un roboțel. Dar trebuie să o facem din ce în ce mai frumoasă, da? Zona aceasta de deasupra, de sub ploape, unghiul acesta, este cel mai umbrit. Da? Este zona pe care ne facem noi eyeliner. Acum o să încerc să mă apropii din ce în ce mai mult, să-i fac trăsăturile. Da? Și ajungem ușor, ușor la partea de hașură. Deci am depășit un pic partea de construcție și începem să definitivăm liniile. Urechea are și ea, pentru că ea este văzută așa din lateral, avem aici zona aceasta de pliu. Părul. Și părul este un volum. Avem șuvițe, avem zona aceasta care este mai aproape de noi și zona care ține de lateral și care va fi mai umbrită. Deși părul trebuie să aibă volum. Să ne gândim de unde o să vină lumina pe acest portret. Hai să zicem că o să vină din partea aceasta, da? Din partea stângă și atunci toată zona aceasta o să-mi fie în umbră. Da? Deci dacă lumina vine de aici, obrazul, zona asta de obraz o să fie luminată, aici pentru că nasul se desprinde de pe suprafața portretului, deci îmi vine, aici va fi lumină, aici va fi umbră, da? Aici va fi lumină, aici va fi umbră. E relativ simplu, da? Și gâtul trebuie privit ca un cilindru, deci automat el fiind rotund, da? Are și el zona de lumină și umbră. Deci partea aceasta va fi mai luminată, partea aceasta va fi umbră. Dar trebuie să ținem cont de faptul că tot acest volum, chipul, face umbră pe zona cilindrului, pe gât, pentru că vine un pic mai în față. Deci întotdeauna aici vom avea o zonă de umbră. Da? Să construim părul. Să facem așa o coafură mai asimetrică. Și pentru că i-am făcut urechile un pic cam mare, o să-i pun o șuviță peste. Hă? Ce ziceți? Deci, în etapa aceasta, nu trebuie să ne preocupăm să o facem foarte frumoasă. Ideea este să punem umbrele și lumini. Da? Deci, am zis că toată această zonă va fi în umbră. Da? Am uitat să vă spun că nu puteți face asta cu unghii foarte mari, da? Și oricum am citit că este o idee foarte bună să avem unghiile cât mai scurte. Așa că în perioada aceasta cu virusul. Așa că și pentru desen și pentru a ne proteja, vă sfătuiesc să aveți unghiuțele așa. Și ca să nu vă încurce când lucrați. Acum, ușor, ușor, începem să mergem pe detalii, da? Întotdeauna aici avem irisul, care este cel mai închis și dacă persoana respectivă are ochii albaștri, atunci încercăm ca să fie o diferență clară între iris și pupilă. Și întotdeauna trebuie să țineți cont că ochiul fiind o sferă, zona aceasta de sub ploapă este mai închisă. Putem face detalii separat, să facem un nas, un ochi, o gură, ca să înțelegeți exact partea de construcție pe fiecare, pe fiecare element în parte. Deci am zis că toată această parte va fi în umbră. Automat și zona de aici.
aici este lumină, dar ca să scoatem în evidență ploapele, trebuie să avem un pic de umbră aici, în zona aceasta. De precizat că toate lucrurile cu care am lucrat, markerele, se găsesc, deci sunt pur și simplu niște markere pe care probabil le aveți în casă, adică nu sunt special de pictat. Ori le puteți comanda, ori cred că un marker negru are oricine în casă, deci nu sunt special de pictat. O să folosesc o nuanță de aramiu pentru păr. Și pentru că am zis că o să-i facem ochii colorați, o să pun un pic de verde smarald turcoaz. Asta vă explicam la ochi. Deci prima oară putem da o culoare unitară, dar apoi zona aceasta este mai închisă și mai stinsă, deci nu o să se vadă nuanța atât de tare de verde turcoaz, pentru că tot planul, toată ploapa îmi face umbră. Deci zona aceasta de alb, inclusiv pupila, se află sub umbra ploapei. Da? Deci planul acesta este sub umbra ploapei. Și în felul acesta obținem o expresie firească. E important să avem un fundal, o culoare de fundal, pentru ca albul portretului să nu concureze cu albul fundalului și să ne scoată mai mult portretul. Și acum, dacă noi am folosit o culoare caldă, un aramiu pe păr, mă gândesc la o nuanță neutră de gri argintiu pentru fundal, pe care putem adăuga apoi umbră, da? E important să avem markere de diferite grosimi, ca să putem da fundalul mai ușor și să avem și o expresivitate a liniilor. Deci linii de construcție întotdeauna vor fi mai subțiri decât markerul pentru fundal. Iar tipul de hașură trebuie să fie liber. Nu trebuie să ne focusăm, să hașurăm așa într-un singur sens. Pentru că atunci desenul nu mai este dinamic. Trebuie să avem pur și simplu o libertate a mișcării și să ne bucure până la urmă tot procesul, pentru că mai important decât să facem un portret academic, este să ne bucurăm în momentul în care facem asta. Și vă mai spun un secret. Dacă faceți 20 de portrete pe zi și hașurați, vă exersați și mușchii, faceți și mișcare. Ne exersăm brațele. O să folosesc un pic din griu de fundal pe zona aceasta de umbră. Pentru că umbra de obicei este rece și lumina e caldă. Păstrăm și din hașura de dinainte, dar venim cu acest griu care ne unifică cumva liniile. Și aici avem umbră în zona de sub. De asemenea, trebuie să ținem cont de faptul că părul e iarăși un volum care îmi face umbră în zona aceasta de șuvițe. Deci părul va face umbră pe frunte. Deci aici avem o umbră, chiar dacă partea aceasta este luminată. Și o să regăsesc din aramiu, inclusiv pe zona de portret, astfel încât toate nuanțele să circule, să se regăsească, ca lucrarea să pară unitară. Adică, asta voi face.
Și ca să mai regăsesc un pic din acest verde turcoaz, o să fie aici o mică hașură. Ușor, ușor începe să prindă contur, da? Deci, după cum observați, umbrele nu se fac din prima închise. Revenim asupra lor și treptat, gradual, închidem zonele. Acum o să revin cu markerul maro. Nu este negru, este un maro foarte închis. După ce am făcut aceste pete de culoare în mare, începem să reconstruim, da? Să ne apropiem din ce în ce mai mult de trăsăturile personajului nostru. Începem să fim un pic mai atenți și cu grijă, pentru că ne apropiem de trăsăturile finale. Să nu uităm de umbra de care povesteam. Deci, gâtul nu are cum să fie la fel de alb ca zona aceasta și atunci o să venim cu o umbră generală pe tot, da? Fac așa pentru că e important ca toată substanța, toată culoarea să vină în jos. Da? Că de multe ori au tendința să se usuce și atunci e important să vină culoarea în jos. Vedeți, până la urmă, liniile acestea de construcție nu mă deranjează, pentru că ele au o notă de expresivitate. Și pe această schelărie, ușor, ușor, începem să hașurăm. O să dau cu un pic de marker cu alb în încercarea de a le mai acoperi, cât de cât așa. Vedeți cum se stompează o parte din linii? Fac un pic din pleoapă, s-a pierdut în timpul construcției. Luminița, că e foarte important ca să dea lumină și să pară că portretul are viață. Zona aceasta am spus că este luminată și aici o să insist asupra umbrei. De obicei, aici, pe buza superioară, avem lumină, avem zona de lumină și buzele sunt la rândul lor un volum. Deci avem așa, așa și așa. Și atunci zona aceasta va fi mai luminată. Și cea de aici va fi mai închisă. Pentru că vă amintiți axul acesta, da? Deci zona asta va fi mai închisă. Deci dacă aici este luminată, pe partea cealaltă este închisă. Logic, da? Și pentru că buza are volum și este pe rotund, automat aici voi avea umbră și aici lumină. Thank you.
putem reveni asupra sprâncenelor. Atunci când hașurați, nu trebuie să vă fie teamă că depășiți o șuviță și ajungeți în zona urechii sau în zona obrazului, pentru că, de fapt, toată zona aceasta este în umbră. Deci puteți face o hașură largă peste tot. Și abia apoi, din aproape în aproape, vă aplicați asupra detalii. Pentru că ochii dau foarte multă expresivitate unui portret și atunci e bine să reveniți în momentul în care se pierd detaliile ca să le păstrați pe parcursul desenului. Da? Zona aceasta va fi cea mai umbrită aici, zona, și sub nas și sub bărbie. Deci revin cu umbra. Am uitat să vă spun că puteți să faceți și asta când rămâneți fără pensule, ca un pastel. Pentru că atâta timp cât markerul e în primele secunde, e încă umed și atunci puteți întinde, dacă vreți așa, doar o umbră foarte ușoară. Același efect se poate face și în cărbune. Dar noi, neavând acum cărbune, ne descurcăm. Bun, deci șuvița aceasta vine peste și automat aici îmi creează o umbră. Să vedem dacă avem, dacă n-am pierdut simetria feței, o trașură, și aici vedem că trebuie să-i mai luăm un pic din zona aceasta. Pentru că automat aici îmi pierd o umbră pe care mi-o face șuvița pe obraz. Chiar dacă zona aceasta este luminată, aici am un pic de umbră, da? Aici am lumină. Spre galben, ca să alternez, să am două nuanțe de galben. Și automat, fiind un păr, trebuie să am câteva accente și în chip ca să nu pară ruptă de context. Deci întotdeauna când aveți o culoare, trebuie să se regăsească un pic și un portret. Acum o să venim cu niște accente mai închise și reluăm, practic, un pic partea de hașură care se mai pierde pe parcurs și punem accent.
și părul are zone de lumină, prinde lumina în mod diferit de piele și atunci o să avem niște reflexe. Hai că e frumos, nu-i așa că e frumos? Știți care e partea bună în toată povestea asta? Că dacă exersați și acum avem timp să exersăm, deveniți din ce în ce mai bun, pentru că este un lucru care se poate învăța. Cu simțul cromatic, spre exemplu, asta este mai greu, pentru că în principiu trebuie să te naști, dar partea de desen, de construcție, de anatomie, se poate învăța. Mie mi se pare că foarte mulți dintre noi în școală am fost cumva deziluzionați de profesori care ne spuneau că n-ai talent. Asta cu talentul până la urmă este relativă. Eu cred că dacă îți place ce faci și faci lucrul ăsta suficient de mult, începi să devii bun. Nu cred că trebuie să ne cantonăm în domnule, eu nu am talent la desen, pentru că mi-a spus profesorul X când eram mică, nu sunt talentat. Să nu uităm de umbra. Aici, ca să nu o facem foarte încercănată, o să iau această subțire. Aici avem grosimea, practic. Și asta trebuie să fie mai deschisă de multe ori, inclusiv față de albul ochilor, așa că voi folosi un pic de argintiu aici, ca să delimitez zona aceasta, globul ocular, de grosimea aceasta care trebuie să fie mai deschisă. Înțelegeți? De ce pun alb pe aici? Pentru că accentul acesta dau dinamism și fac legătura cu albul feței. Un lucru foarte important, să știi când să te oprești. În general, așa, și în portrete, și în viață, așa că ca să nu-l stric. Oare e gata? Hai să mai pun un accent de negru. Asta e markerul cel mai tare. Și ne uităm acum un pic, e foarte important, am desenat de aproape. Și asta nu e foarte bine, mai ales pentru începători. Deci e bine din când în când să vă ridicați, să vă priviți lucrarea, care să vă dați seama de posibile asimetrii. Acum, bănuiesc că știți că partea stângă nu este simetrică cu dreapta, da? Nu suntem. Dar nu trebuie să fie o asimetrie foarte mare. Și atunci îmi privesc lucrarea de la distanță și observ că aici trebuie să mai iau un pic. Da? Dacă am fi avut atelier, v-aș fi invitat să vă ridicați din când în când și să vă depărtați 2-3 metri și să vă vedeți lucrarea de la distanță. Asta este explicația pentru care de multe ori artiștii fac așa. Ați observat că se uită așa? În momentul în care faci așa, îți vezi detalii, nu mai vezi detaliile, vezi practic ce e important. Și atunci asta te scutește de a te duce în spate. Deci vezi în mare, nu mai vezi fiecare detaliu. Negru ăsta îmi conferă profunzime.
Știți că ziceam cu 5 minute când viața e bine să știi să te oprești. Și asta a fost lecția noastră de astăzi. Spor la lucru. Pup. Când facem bine, ne facem bine.